Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a postat un anunț pe o rețea de socializare la scurt timp după ce s-a aflat oficial că Diana Șoșoacă a fost scoasă din cursa prezidențială. Mă despart mii de lucruri de doamna Șoșoacă, mă dezic total de pozițiile ei antisemite și proruse, dar scoaterea ei din cursa prezidențială e un grav șoc pentru toți cei dintre noi care cred în democrație. Decizia vine din partea unei curți constituționale care deja era politizată, iar acum și-a pierdut orice urmă de credibilitate. CCR este sluga sistemului PSD-PNL în loc să apere drepturile românilor. Nu poți elimina o candidată prorusă din competiție cu instrumente putiniste. Și asta doar ca să intre un alt candidat prorus în turul 2, George Simion, care să poată fi lejer bătut de PSD Ciolacu. Dacă punem acest episod lângă fraudarea pe scară largă a alegerilor din 9 iunie, ne îndreptăm spre autocrație, culmea nu adusă de Simion și Șoșoacă, ci de PSD și Marcel Ciolacu. Această intervenție politică asupra CCR îl descalifică definitiv pe Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte. Dacă nu vreți să vedeți un tur 2 între Ciolacu și Simion, visul la care se lucrează în laboratoarele sistemului de mult timp, atunci acum e momentul să strângem rândurile în jurul Elenei Lasconi, singurul candidat de dreapta cu șanse să intre în turul 2. Dacă Curtea Constituțională nu apără Constituția, singura cale ce ne-a mai rămas este să o facem noi prin vot, transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț.